domnului Cornil Sorin în funcția de prefect al județului Botoșani. Având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1 și al articolului 251 aliniatul 1, 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Cornil Sorin se numește în funcția de prefect al județului Botoșani. Semnează prim-ministru Nicolae Nelciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 178 din 10 februarie. Domnule prefect, vă rog să depuneți urmă. Eu, Cornil Sorin, numit în funcția de prefect al județului Botoșani, prin hotărârea Guvernului numărul 178/2002, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 aliniatul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Botoșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu.